acțiune de atac favorabilă și este 3-1. 3-1 la o greșeală de apărare majoră. Înscrie din nou Cristea. Repet, vor fi goluri multe. Pancu reușind să-și controleze bucuria. Cristea punctează pentru a doua oară în acest meci, a cincea oară împotriva FCSB-ului. Acolo a fost o mare greșeală de apărare. Să vedem cine a dat pe lângă minge. Poate Enache, poate Cană. Mihai Stoica cu telefonul la ureche. Vorbește probabil cu superiorul său. Da, Cană este acolo. Dar și Soiledis. Soiledis îl lasă pe Cristea. Deși l-are într-o primă fază, îl are în fața lui și este destul de aproape. Cristea rămâne pe loc, Soiledis clar nu are reflexe de stopper. Greșeală.